Bună seara, dragii mei, în continuare. În continuare vorbesc despre ultimul număr de la etalarea pe care tocmai s-a întrerupt sau am făcut-o, dar s-a întrerupt astăzi, de ieri, de astăzi, nu de ieri. Se tot întrerup etalările, probabil e mercurul ăsta care face șmecherele. Face șmecherele, dar noi nu ne lăsăm, mergem înainte, continuăm etalarea. Sper că ați avut curiozitatea să ascultați totuși și începutul ca să nu reiau, dar pe scurt, ce le plac la voi. Dacă știu că ați pierdut pe cineva, interesant cum vine acum în plus mesajul, văd în sufletul vostru suferința, o simt, empatizează cu ea, văd că încercați sau ați, sau poate știu că ați trecut printr-o călătorie lungă, dureroasă, în care să vă regăsiți pe voi, să spargeți lanțurile, să vă descărtușați și să descoperiți ceva nou, să vă redescoperiți stabilitatea, să vă redescoperiți pasiunea, să vă deschideți sufletul pentru o nouă iubire. În cazul în care știți că încă nu ați ajuns acolo și sunteți în căutare, acești oameni intuiesc, văd potențialul. Este ca și când te uiți, mie mi s-a întâmplat, te uiți la cineva și să vezi direct în sufletul său un trandafir, o floare, că apropo de floare, dar o floare. Potențialul, ei văd potențialul vostru. Dacă până acum energia voastră s-a manifestat din cauza educației, a structurii, ce interesant, apare o structură, un pom. Așa ați fost educați, să gândiți mai mult la nivel de supraviețuire, de conformism, orice are născut în voi, ori urmează și ei anticipează și știu și participă într-un fel sau altul, observă sau mărturisesc într-un fel sau altul prin prezența lor că ceva se va întâmpla în voi și vi s-a deschis. Tu vorbi de chakra a 5-a, ascultați și începutul, vă rog frumos. Nu a 5-a, de chakra a 4-a a inimii. Am tot vorbit până să se întrerupă. Pentru că asta înseamnă verdele, chakra inimii. Dar până să se deschide inima, se manifestă abundența. Interesant că la capătul setului de cărți a venit cer și pământ. A mai venit la o etalare, dar a venit pe masă, nu în planul nemanifestat. Aici trebuie să descoperiți voi ceva. Că ceea ce manifestați aici pe pământ este de fapt o manifestare într-un alt plan. Ce se manifestă în acel plan se manifestă și pe pământ. Cu alte cuvinte, trebuie să găsiți lumina, credința, trebuie să spargeți lanțurile în care mintea voastră, emoțiile, inima au fost ținute, repet, prin controlul unora, mass media, educație, școală, familie, ce o mai fi fost. Dacă știți că a spart deja lanțurile, acești oameni au observat și admiră. Admiră. Că manifestați o altă variantă a voastră, mai strălucitoare, mai blândă, mai independentă. Și pentru că s-a întrerupt videoclipul, simt nevoia să mai iau o carte, măcar să fie un pic în plus. Nici n-am cerut-o, dar a venit una. Probabil că unii dintre voi faceți tarot. Sau dacă nu faceți tarot, ei văd în tarot un potențial. Văd că ați fost abandonați. Văd că treceți prin situații. Sau dacă nu văd ei, întreabă pe cineva și află. Interesant, destin. Ori află prin tarot că sunteți predestinați, ori vă înțeleg destinul, nu neapărat că sunteți predestinat, vă înțeleg destinul, știu, anticipează prin ochii altuia sau prin intuiția lor, anticipează că este ceva mai mult decât ce experimentați acum. Depinde de voi, am zis, depinde dacă sunteți în această zonă acum și urmează să spargeți lanțurile, să vă deschideți sufletul, să simțiți dragostea, să vibrați în lumină. Uitați cum radiază, până și părul radiază și pielea acestui personaj.
Asta le place potențialul pe care îl văd în voi. Nu-i proiecție. Că cineva m-a întrebat, am avut o prietenă în vizită cu câteva zile și vorbeam așa, de fapt noi de ce ne îndrăgostim? De proiecție? Și am zis, mă, nu știu de ce te îndrăgostești tu, dar eu când mă îndrăgostesc de potențialul unui om. Asta e natura mea jupiteriană. De potențialul unui om. Văd frumosul. Dacă el sau ea stă în zona aceasta întunecoasă și lungește până își rupe lanțurile, până se descătușează, este problema lui. Dar eu mă îndrăgostesc de frumos. Empatizez cu suferința pentru că am trecut prin suferință. Empatizez cu toate căutările și întrebările pe care și le pune un om. Dacă cineva tace, îi înțeleg tăcerea chiar dacă nu pot să zic că face plăcere, pentru că sunt o persoană comunicativă, dar îi înțeleg tăcerile din perspectivă logică, dar asta e. Acum, să vorbim despre acest personaj, ce îi place la voi. Poate nu sunteți foarte vorbăreți, dar nu ca să fi deprimați, musai, chiar dacă sunteți triști, ci pentru că vreți să înțelegeți. Încercați să analizați, să despicați firul în patru, eventual. Și până la urmă, despicând firul în patru, ajunge să despicați acele lanțuri. Le-ați văzut, da? Sper. Eventual, repet, cum am spus parcă am spus în primul videoclip sau aici, încercați în felul vostru să vă eliberați de un trecut. Însă nu e clar dacă acest rebel manifestă egoul și urmează să se descopere dragostea, adevăratul său destin, sau deja l-a înțeles. Variază de la om la om. Oricum. Există. În orice situație ar fi, acest personaj vă place că încercați să vedeți mai mult și să manifestați culoare într-o lume gri, interesant. Poate. Și nu neapărat culoare prin artă, musai, cât prin căutările voastre rebele, să zic că încerc să dau un exemplu. Vă duceți la un curs de parașutism, da? Rupeți lanțurile, vreți să faceți ceva extrem, dar poate sporturi extreme sau activități extreme, ca să nu mai simțiți acea apăsare. Interesant unde s-a oprit aici, la masculin și feminin. Există un foc. Ia uite, regina de foc și ce mai este? Și 10 de pământ. Da, iar trebuie să vă găsiți înțelepciunea și acest personaj vede în voi că ați putea, aveți potențial, repet, să înțelegeți și să faceți multe. Dar variază de la ascultător la ascultător în ce poziție sunteți. Dacă sunteți la început de drum, dacă tocmai v-a părăsit cineva sau ați pierdut pe cineva drag și încă n-ați ajuns la această poziție. Dacă faceți tarot, interesant. Să știți că nu e o chestie care să deranjeze. E apreciată sau e văzută ca un lucru interesant. Dacă deja v-ați descoperit destinul pe o cale spirituală, prin tarot și prin alte lucruri neconvenționale, prin rebel, o spiritualitate neconvențională, acesta apreciază. Pentru că ori vede, ori știe, ori înțelege că ați plecat dintr-o zonă în care ați fost foarte triști și neînțeleși. Și neînțeleși, eventual. Ce le place la voi? Părul negru, părul roșu, unii. Valetul de monede, la un moment dat l-am mai văzut în timp ce amestecam cărțile. Valetul de monede. Interesant. Regele și regina de spade. Și justiția, iar parcă am mai văzut justiția sau nu. Da, sunteți puși să alegeți. După cum arată cărțile aici, undeva la capătul setului de cărți, sunteți puși prin această întâlnire, puși de destin. În fața destinului vă pune să alegeți între un contract, o căsătorie, bazată pe convingere,
pe motive raționale, regele, regina de spade, dar care v-a adus suferință, de care iar încerca să vă vindecați. Și trebuie să alegeți, ia uite așa o poziție, foc, 8 de monede, de bute, soarele, trezirea spirituală, marea preoteasă, wow! Posibil această întâlnire asta să vă cheme, într-un mod subtil, destinul vă cheamă la trezire spirituală, la mișcare, la pasiune, după o perioadă de ascetism, poate, sau însingurare. Sau, repet, cred că, sunt cam convinsă că unii dintre voi încercați să, în spatele imaginii de rebel, să ascundeți această suferință, singurătate. Vă simțiți singuri, în preajma multor oameni, la serviciu, acasă. Dar v-am zis, ei sunt aici. Ori văd în cărți, ori citesc în cărți, ori cineva le spune în cărți sau, eu știu, în alte, prin astrologie, că destinul v-a adus împreună, măcar cât să se manifeste această dragoste și un trandafir alb, o dragoste pură, pe care trebuie să o simțiți. Este vorba de voi, ce le place la voi. Repet, este un potențial, trebuie să simțiți. Trebuie să vă echilibrați focul interior, masculinul și femininul. Felul în care acționați, masculin, aici e rebel. Și nouă de foc mi se pare un pic mai feminin, pentru că ține de creație. Și creația este, da, e o floare, ține de creație. Este un aspect care este feminin. Iar e o latură creativă care poate fi explorată într-un fel sau altul, dar trebuie să descoperiți, trebuie să comunicați împreună. Și aici este, aveți de ales. Aveți de ales. Totuși, mai dăm o carte, am zis că pentru că s-a întrerupt, aș vrea, pentru că la alte etalări, la alte numere, au venit câte două cărți la fiecare set pe care l-am lansat. E puturică. Ce le place la voi? Interesant. Au venit două. Bă, trei! Hai, mă! Așa, să continui ideea înainte să le pun. Priviți la această oportunitate. Astfel de monede e oportunitate, da? Șansa sau ce se întâmplă între voi doi. Priviți la această oportunitate ca la o chestie, wow, dar ce este? O chestie strange. Mai ales dacă îi fac tarot și citesc din alte, sau voi, nu știu. Este ceva ce nu înțelegeți, ați vrea să descoperiți. Sunteți un pic ucenici, în ce sens? Da, ucenici într-o călătorie spirituală. Și asta le place pentru că atunci când ești la început de drum, ai șanse să ajungi la predestinație mai bine decât dacă ești la jumătatea sau la sfârșitul drumului, pentru că nu știi câte deviații, prin câte intersecții ai deviat. Înțelegeți? Baletul de monede. Și acum au venit patru de spade, iar eremitul, variata mică, regele de spade și valetul de băte. E o latura voastră creativă. Logică, aptă să construiască într-un mod original. Dar pentru asta și capacitate rațională, logică, să folosești cei doi valeți, valetul de băte și valetul de monede. Vedeți cărțile? Aceste aspecte ale voastre încă nedezvoltate. Dacă vă folosiți mintea într-un mod echilibrat, vindecat de rănile trecutului, repet, puteți să exprimați și să puneți în practică lucruri deosebite. Am două împreună, valeții, pot să creeze obiecte, lucruri, relații,
ce vreți voi, originale și practice în același timp. Și asta este, iar ține de un potențial. E un potențial. Eventual trebuie să vă descoperiți și pasiunea. Iar după o perioadă de sobrietate, aș spune. Mai. Cum să fac eu? Să vedeți cărțile mai bine? Așa. După o perioadă de sobrietate, la capătul setului de cărți, aveți, iau-te, împărăteasa. Să nu zici, faetonul steaua. Steaua apare și în căutările. Deci, am zis, eremitul caută steaua. Dacă vă lăsați ghidați de intuiție, va apare și steaua. Și apărând steaua, de fapt, ei sunt steaua voastră. Împărăteasa și patru de bâte. Ei cred că sunteți flăcări perechi sau că sunteți predestinați să creați măcar o prietenie, dacă nu o relație stabilă de lungă durată, dar bazată pe voie bună, pe pasiune. Din acest motiv, e un sentiment, eu așa zic, de compasiune și de înțelegere pentru tranzitul și transformările prin care treceți. Nu întâmplător s-a întrerupt la voi. Putea să se întrerupă la celălalt număr, da? Cum s-a întrerupt la videoclipul anterior. La alt număr. S-a întrerupt la voi. Probabil că ați mai ascultat în ultimile etalări la numere care s-au întrerupt. Este ceva. Este un hop în relația dintre voi și este un hop în căutarea voastră. În această... Interesant, dar cu mine canalizarea. Este un hop în această călătorie. Ca și când mergeți pe o potecuță și la un moment dat, pac, nu mai aveți pe ce să pășiți o perioadă. Și trebuie să faceți un pas mare, să vă agățați de niște stânci, de niște lucruri, da? Și să, eventual, da, să vă adaptați situații. Și uite așa, găsiți lumina, speranța, credința în momentul acela de hop. De întrerupere, să zic. Destiny, Destiny. Say my name, say my name. Destiny Child. Say my name. Cinci de cupe. Ce le place la voi? Hai să mai vorbim despre ce le place. Pentru unii poate sunteți oameni maturi și totuși aveți o latură copilărească, rebelă. Asta place, chiar dacă sunteți maturi. Doamne sau domn, poate unii aveți... Doamnelor, dacă aveți părul lung, brunet sau roșcat, iar este plăcut, domnilor. Poate aveți așa părul mai scurtuț și un șaten deschis. Nu știu, am senzația că acest personaj, doamnă, domn, nu contează, simte nevoia să vă mângâie prin cap, să vă alinte, le place. Probabil pentru că simte că aveți gânduri și mângâindu-vă prin cap, își doresc să vă aline, poate și vouă vă place chestia asta. Chestie de timiditate, poate. Chiar dacă încercați să păreți rebel, e un timid înăuntru care încearcă să pară rebel în fața tuturor. Asta pentru că trebuie, încă nu și-a descoperit acest potențial. În momentul în care va descoperi floarea, își va deschide sufletul, va înțelege care e destinul său, va reuși să fie autentic. Valetul de bâte este foarte original. Asta este. Regele de spade trebuie să înțeleagă. Dar nu e vorba doar de rațiune. Sunteți esteți. Da, sunt apreciată inteligența voastră. Este apreciată temperanța. Temperanța în sensul poate și a exprimării, poate și a felului în care încercați să cântăriți, să vă vindecați, să cântăriți lucrurile.
Deși sunteți inteligenți unii, probabil că vă exprimați, vă aveți înseamnă exprimare, comunicare, cel puțin față de ei. Poate, într-un fel mai copilăresc. Și lor le place. Și le place. Mai, voi v-ați păcălit într-o relație. Asta, vor să discută despre acest lucru. Iar o suferință, v-ați păcălit, vă păcăliți. Sigur, asta nu place că vă păcăliți. Poate uneori cu șapte de spade încercați, da, să falsați. În ce sens? Nu vreau să vă supărați, ce până așa, așa crede și așa simte, dar le place istețimea însă. Nu e vorba de a falsa. Nu vreți să vadă lumea prin rebelul ăsta? O suferință și o căutare și o însingurare. Ia uite, și aici apare regele de spade. O, sobru, rațional, mecanic, tehnic. Armii, apropo, poate unii. Lucrați în armată sau ați fost educați așa mai strict, da? Poate sunteți doctori. Și totuși a venit în spate lângă acest personaj care încă se vindecă. Meditează îndelung. Simt că e o traumă din copilărie. Am senzat, da, cu valeții ăștia ar putea să fie o traumă din copilărie. Mai dăm o carte. Ce le place? Ce le place la voi? Chiar apare doi de pute. Probabil când comunicați. Măi, văd regele de spade și marele preot. Probabil că sunteți influențați de un tată, de religie, de o căsnicie, de o familie. De un tată mai sobru, un tată mai dur, poate tatăl a fost în armată și sunteți influențați. Sau tata a fost autoritar. Și v-a creat aceste traume emoționale. Nu pot să zic că le place, dar empatizează pentru că e chakra inimii. Verdele astea. Empatizează. Nu o carte ce le place. La doi de pute sunt doi oameni care stau de vorbă. Da? Le place când stați de vorbă, pentru că uneori aveți tendința să vă însingurați, să tăceți și atunci vă păcăliți pe voi. Vă înțeleg. Ei vă înțeleg, nu pot să zic că le place, vă înțeleg. Iar e părul acela șaten, șaten deschis, pe care îl văd, da? Pentru unii bărbați eventual. Și doamna cu părul roșu sau brunetă, în fine. Ah, roșu sau brunetă. Le place când sunteți deschiși, când lăsați această flacără care e în voi, între voi, să vă încălzească. Pentru că puteți să creați. Puteți să gustați și din tentație, din pasiune, puteți să și creați pâinea, să faceți ceva practic. Puteți, aveți acest potențial, dar trebuie să nu vă mai păcăliți, să nu vă mai gândiți în trecut, să nu vă fie rușine cu anumite lucruri. Mai arată, mai dăm o carte ce le place la voi. Posibil când stați de vorbă, le place să vă atingă cu piciorul, mai ales dacă... Nu contează, doamne, să vă atingă așa ca din întâmplare pe mână, pe picior, așa un pic, pentru că știu că prea mult ar putea să vă sperie sau să vă deranjeze sau... În fine, așa zic ei. Ups, nebunul. Da, interesant cum vin cărțile. Ce le place. Iar e o atitudine un pic defensivă. Dar ei cred, ei simt. Într-un fel le place că nu vă aruncați, nu săriți pe ei, dar simt că, iar e nebunul, rebelul, că puteți să rupeți cu acest trecut, cu aceste tendințe, să vă deschideți sufletul, să începeți o nouă lume împreună, o nouă lume, un nou destin împreună.
Măi, este o teamă aici. Pasiunea există. Tentația, diavolul, sexualitatea este, ei văd în voi chestiune, un foc interior. Dar văd că vă și rețineți foarte mult cu 8 de spade. Foarte mult. Și totuși, în momentul în care vă deprogramați, rupeți acest program mental, 8 înseamnă transformare, vă transformați. Comunicați cu ei. Ia să pun cărțile iar. Comunicați cu ei. Ia, mai, cum să fac eu? Ia. Nu știu dacă reușesc. Comunicați cu ei deschis. Cald. Vă lăsați un pic atinși. Încălziți de această pasiune. Vă deschideți cât un pic, cât un pic. Încercați să fiți mai vulnerabili. Și lăsați garda jos, încet. Nu brusc. În momentul în care faceți această transformare și o luați de la zero, repet, puteți să renașteți. Într-o stare de confort și de fericire. Și e asta, văd, anticipează. Nu știu dacă s-a întâmplat sau a trăit aceste momente. Sau încă trebuie să depășiți o teamă, o frică, o dezamăgire, o rușine. Iar interesant cum apare de două ori această postură. De două ori. O frică de nuditate sau de vulnerabilitate emoțională. Iar. Iar nu că iubesc suferința voastră, că nu sunt sadici. E o iubire plină de empatie, de compasiune, de înțelegere. E o iubire caldă. Asta le place. Că dacă ați avea răbdare cu voi, eu așa simt. Ați putea să culegeți în roadele acestei munci de transformare și de renaștere împreună, voi doi. Interesant, poate că ar trebui să vă uitați în oglindă, în oglinda sufletului sau dacă ei sunt mai încrezători, mai strălucitori, poate ei fac tarotul și au găsit destinul, sunt independenți. Fiind suflete perechi, uitându-vă la ei, puteți să vă înțelegeți și pe voi și să aveți curajul să rupeți lanțurile, să vă descoperiți destinul și apoi să vă bucurați unul de celălalt. Acești oameni gândesc că dacă vă eliberați această închistare și reținere, puteți să fiți foarte senzuali. Foarte senzual este cuvântul, senzual. Și iubesc să vă vadă în această stare. Bărbați, femei, nu contează. Satisfăcuți, eliberați de aceste constrângeri, eliberați de traume, de suferință, de lacrimi. Renăscuți. Este mai greu. Știu că e mai greu. Probabil că e și tăcere, probabil că și faptul că s-a întrerupt. E un semnal, sunt convinsă, nu că faptul. Dar într-un fel sau altul tarotul sau chiar și această etalare, repet, ori unul dintre voi face tarotul, ori ei fac tarotul, se investigează prin tarot. Despre suferința voastră, interesant, despre suferința voastră. Care nu este văzută de restul. Lumea vă vede rebeli, regi de spade, oameni autoritari, sobri, doctori, eu știu, din familie de oameni, eu știu, cu anumită stare, educație, da? Și totuși. Dacă sunteți doamne, le place. Nu ce să zic. Le plac formele voastre rotunde. Înțelegeți, dacă sunteți doamne. Spatele vostru. Probabil că unele
faceți sport sau nu sunteți, chiar dacă sunteți rotunde, nu sunteți oversize. Unele, da. Dacă, da, le place pielea voastră, bărbați, femei, probabil că, iar e o chestiune de sport, de mișcare sau de felul în care vă îngrijiți pielea. Eventual radiază pielea ceva. Și când pielea radiază lumină, există un potențial, apropo de ce am zis mai devreme. Poate unii domni au bărbiță și li se pare sexy, doamnelor. Bijuterii, văd, le plac bijuteriile voastre. Aveți niște bijuterii mai ciudate, mai extravagante. Ce le mai place, ce le mai place, ce le mai... Și hainele sunt mai, uneori mai ciudate. Accesorii. Accesorii văd. Ce le mai place? Anumite gesturi pe care le faceți. Interesant, când stați pe gânduri, când stați cu capul într-o parte. Niște gesturi care exprimă uneori timiditate, dar lor li se par foarte dulci, foarte drăguțe. Însă, pot să zic, e și rebelul, e și nebunul. Își doresc, abia așteaptă sau râfnesc sau le e dor de latura voastră rebelă, nebună, nebunatică, copilăroasă, în care uitați de restricții, de rețineri, de rușine, de norme și vă bucurați de această pasiune, de nu musai de tentație, că de ce se întâmplă între voi. Dar vedeți că acest foc este încă în zona nemanifestată. Masculinul și femininul. Interesant, masculin și feminin împreună. Sunteți un tot, eventual. Vă puteți echilibra unul cu celălalt. Iar intuiesc. Ce ar mai fi să le placă la voi? Buzele, iar buzele, pielea, tenul, mai bine zis, tenul, ce le place la voi. La felul în care stați pe gânduri, e o chestie foarte și sexy, dar și contradictorie sau atrăgătoare, în fine. Gambele, iar gambele și gleznele. Pentru unii dintre voi, lor le place gambele și le plac gambele și gleznele voastre. Ce mai văd? Ce mai văd? Ce mai văd? Domnilor, dacă vă lucrați, dacă faceți sport, probabil că și bicep și vă știu. Am zis piept, bicep și nu mai știu dacă la numărul vostru sau la alt număr. Dar uneori aveți așa o privire, să zic, șmecheră când lansați proiecția aceasta de rebel. Dar cel mai le place, le place. Dar cel mai mult le place când priviți, sincer, când priviți din suflet. Când îi priviți cu sufletul deschis. Și sunt momente când vă deschide sufletul în fața lor, chiar dacă. Sper că în principiu ați înțeles povestea. Sper că ați rezonat. Am zis de picioare, ce ar mai fi de zis, de extravaganță uneori în îmbrăcăminte versus modestie, unor foarte simpli, altor foarte extravaganți. Am zis. Și de tarot. Și de o latură un pic. Există o latură a voastră. Foarte rar apare, dar un drăgușor, eu ceva acolo, mic, păcătos, păcătoasă. Dar în sensul frumos al cuvântului și nu exagerat. Cu alte cuvinte, un soi de fric, eventual un fric, dar trebuie să treceți prin multe etape să descoperiți această, repet, nu în sensul exagerat, o ciudățenie, o extravaganță.
eventual manifestată și în pace împreună. Da. Sper că v-a plăcut. Sper că ați rezonat. Aștept comentarii. Și am încercat să... Ia uite, mă. Am încercat să fac etalarea un pic mai lungă ca să vă satisfac un pic din cauza întreruperii care s-a produs. Da. Kamata ete. Iar tălpile, gleznele. Asta vă tălpile. Măi, vă gâdilați? Dacă ați fost împreună și ați descoperit că vă gâdilați în talpă, îi distrează și pe chestia asta. Sau poate pentru unii, un fel de a vă stimula sexual este prin mângâieri pe picioare, în mod special. Și pe mână, dar în mod special pe picioare. Iar și cel mai mult le place, cel mai mult, nu știu cât de mult, dar le place. Când sunteți sinceri, am zis sinceri, sinceri, față în față, și lăsați să se vadă și sufletul și pasiunea pe care o aveți unul față de celălalt. Vă priviți ochi în ochi. Dar am senzația că sunt destul de rare momentele astea, pentru că încă sunt niște lucruri de depășit. Programe mentale, educație, preconcepții, traume profunde din copilărie. Cu 5 de cupe și cu 2 valeți, traume din copilărie. Și cu nebunul e zero, da? Încă sunteți nedescoperiți. Dacă v-ați descoperit și ați descoperit acest zero, acest destin, v-ați descoperit deja și ați trecut prin multe, ei știu în principiu călătoria voastră, ori au citit prin tarot, ori au citit pe vreun blog de-al vostru, le-ați povestit într-o formă sau alta și admiră tot acest parcurs al vostru în care voi ați spart lanțurile, zero rebelul, ați devenit independenți, v-ați deschis sufletul, ați învățat să iubiți chiar dacă ați suferit și v-ați descoperit destinul. Parte din misiunea voastră a unora dintre voi, repet, este să faceți tarot, astrologie sau alte chestii de spiritualitate rebelă, neortodoxă, extravagantă din punctul de vedere al unora. Și la fel o chestiune și la nivel sexual. Probabil că mai încet vă deschid, dar și când vă exprimați, este ceva nou. Cam atât. Da, și extrem de satisfăcător. Extrem de satisfăcător. Am zis că sunteți senzual, nu uitați. Gustul! Interesant! Ce mai simt? Da, probabil gustul vostru. Nu știu cât mirosul, dar gustul. O dorință și o plăcere de a vă gusta. Ia ca așa. Mă, dar au ceva cu gleznele voastre, oamenii ăștia. Mai ales dacă sunteți doamne. Curbura, gleznele, poate și sânii, dar felul în care efectiv renunțați la toate crispările, reținerile din motive politice, geografice, evident că acum glumesc, de educație, de eu știu ce altfel de motive, da? Spiritualitate, că sunteți văduv, că sunteți singuri, că sunteți n-ați mai făcut-o de mult sau chestii de genul ăsta, știți? Abia așteaptă acel moment zero, de la acel moment zero să ajungeți la absolut, la 10. Cam atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!